Barcelona a picat pe locul 2 la furturi. E singurul oraș cu 100% acoperire de camere video. Deci sunt multe jafuri, dar măcar vei ști cine te-a șefuit. Bună dimineața. Bună dimineața. Din Schuman, Bruxelles, capitala Belgiei și sediul Uniunii Europene. Nu știu care e faza, dar uitați-vă de exemplu la mine în mesaj aici. Bine ați venit în Bruxelles, gunoiul Europei. Bine ați venit la Bruxelles. Sper să nu rămâneți traumatizați și lista poate continua la infinit. Nu știu ce se întâmplă cu acest oraș, capitala Belgiei, care are o reputație atât de proastă, inclusiv între locuitorii săi. Noi am ajuns frumos ieri dimineață aici, din Rwanda, după ce am petrecut o gârlă de ore pe avion și cu escală în Uganda și cu peripeții și cu, cum să zic, cu un gust amar în ultima zi de Rwanda, dar nu o să vorbim despre asta. Ideea e că am ajuns aici și astăzi, deși este duminică, vrem să dăm o plimbărică, să vedem de ce oamenii urăsc, între ghilimele, acest oraș european, de ce nu e primul pe listă când te decizi să faci o vizită și de ce aici lucrează oamenii care iau decizii asupra banilor dumneavoastră și ai noștri și ai tuturor, pentru că asta este capitala Uniunii Europene. Aici este Comisia Europeană, aici este Parlamentul European. Încolo ne îndreptăm. Bine ați venit la un nou vlog, bine ați venit în Belgia. Deci aici sunt banii? Aici sunt banii, da. De fapt, nu, aici se mănâncă bani. Dar înainte să mergem către centru și să explorăm puțin acest oraș, o primă impresie, trebuie să înțelegem totuși de ce în acest oraș se iau deciziile care afectează toată Uniunea Europeană și care afectează inclusiv România. Lumea crede că Bruxelles a ajuns cumva sediul Uniunii Europene din diferite motive. O teorie spune că ar fi ajuns să se țină totul aici pentru că ei au fost în ambele războaie mondiale, au fost cumva imparțiali. Alții spun că e din cauza locației geografice, că se află în centrul Europei și astea ar putea fi valabile, dar cumva s-au descoperit pe parcurs. De fapt, au ajuns să fie sediul Uniunii Europene din Bulan, între ghilimele, și doar pentru că era logic. S-a luat în ordine alfabetică. Vă povestesc foarte, foarte rapid și apoi plecăm către centru. Ăsta este sediul Comisiei Europene. Ăștia i-au spus lui Ciolacu, i-au spus, nene, ai datorie mare, se închide robinetul. Și Ciolacu a zis, bine, măresc taxele. Ăștia decid câte drumuri facem, ăștia decid câți bani se trimite în România. Și fondurile europene pe care le cerem noi, sau fondurile europene pe care s-a construit, de exemplu, Oradea, au venit de aici, de la Comisia Europeană. O să mergem și la Parlament, dar hai să vă spun o pică povestioară. Și tot ce v-am spus acum e adevărat, dar nu am spus-o într-o tentă negativă. Vă rog frumos să nu înțelegeți negativ. Eu personal cred că cel mai bun lucru pe care l-a pățit România în ultimii ani e să facă parte din această Uniune. Până să ajungem la Uniunea Europeană au fost alte chestii înainte. După cele două războaie mondiale și când am prins puțină pace, în 1951, pot să filmez eu singur, iubita, nu te... iubita mea, ea vrea să mă ajute. În 1951 se formează prima Uniune, dar e cumva Uniunea Economică a Cărbunilor și al... Metalului, da, exact. Mulțumesc frumos. Metal ieri sau era oțel? În fine, înțelegeți. Și era format din 6 state. Iar miniștrii acestor 6 țări trebuiau să decidă unde va fi locul de muncă, unde vor munci. Și nu erau capabili. Inițial, unii au votat Belgia, dar chiar ministrul Belgiei a spus că guvernul nu e foarte stabil și că n-ar trebui să fie Belgia. Și s-au chinuit și nu s-au decis. Prima oară s-a dus la Luxemburg, acolo a fost primul sediu, dar era cumva temporal. Abia în 1958 au început să-i dea de cap și au zis, bă, trebuie să decidem unde o să o facem. Și ce credeți? Nici atunci n-a reușit, așa că au aplicat formula magică. Tată, ordine alfabetică. Cu A nu aveau nimic și cu B s-a ajuns la Bruxelles. Și aici e foarte important această clădire, care și ea se numea clădirea, sau se numește Berlaymont, care la fel începe tot cu B. S-a cumpărat clădirea și s-a făcut aici sediul din ordine alfabetică. Și până la urmă a rămas aici, dar ăsta e singurul lucru pentru care Bruxelles e centrul Uniunii Europene. Ordine alfabetică, nimic mai mult. Restul, doar coincidențe. Hai să plecăm către centru, să-l căutăm pe copilul la care face pișul. Că asta e atracția turistică aici. Ce și o fată, dacă vrei să știi, ci că e mai ciudățic. Asta e atracția turistică. Dragi prieteni, bine ați venit, nu uitați că pe mine aștept super, super mult dacă voi vă abonați. E un frig de îngheață pietrele, nu e normal să fie atât de frig la început de primăvară. 5 grade erau ieri când am ajuns, 5, astăzi sunt 8 și nu trebuia să plouă, dar plouă.
Let's go. Și ținând cont că în acest loc locuiesc foarte mulți politicieni pe metru pătrat, cred că s-a molipsit cumva și Apple-ul, pentru că este a doua zi consecutivă în care telefonul meu îmi spune că sunt 0% șanse să plouă și mă prinde ploaia. S-a molipsit de la oamenii care o ard pe aici. Țineți cont că pentru noi Belgia este doar o escală. Trebuia să fim de fapt în Londra, doar că am schimbat biletele pentru că am primit un mesaj cum că o să fie grevă. Așa că, na, au fost niște chestii acolo. Și până la urmă am ajuns în Bruxelles. Da, o zi jumate, doar atât și... Deci asta vă spunem ca să nu aveți așteptări prea mari de la noi. Pentru că nu eram pregătiți pentru Belgia chiar acum. Așa, și noi stăm în zona Schumann. Stai, eu vreau să merg în partea cealaltă, să văd că am văzut o poartă ca cea din Germania. Interesantă. Hai să mergem încolo și după aia mergem și la Parlament și în piața centrală, în piața mare de aici din Bruxelles. Și să nu credeți că am primit mesajele dolari pe care vi le-am arătat pe Instagram. Ale erau de acum, recente, dar am primit mesaje de ieri, de când am anunțat. Și am un prieten care acum locuiește în România, dar care a locuit aici 5 ani de zile. A lucrat ceva pe la asta, Comisia Europeană și mai departe, și a zis că e cel mai depresiv oraș în care a trăit vreodată. Și adevărat, noi ne-am plimbat ieri o zi și e din puținele orașe. De obicei când călătorești, am spus asta și într-o altă postare, când călătorești foarte mult și n-ai așa o casă, cum e cazul nostru, ajungi în orașe mari din astea de prin Europa sau din America și așa mai departe, zici, mamă, ce aș trăi aici. Cred că ăsta e singurul oraș dintre toate în care am venit. Băi, și nu m-a gâdilat deloc, adică deloc, e așa, e semi-pustiu totul. Afișul ăla de că totul e construit pe fonduri europene. Nu știu. Nu te gâdilă cu nimic, așa, nu știu. Asta e o impresie la cald după o zi și jumătate. O să vedeți și voi. În centru acolo de vreo că n-am fost. Ne-am plimbat doar prin zona asta. Dar e așa, e depresivă, nu știu. Mi-a plăcut, de exemplu, mult mai mult Londra, de la care nu aveam așteptări și ne-a surprins foarte plăcut. Nu, că zici că e ca Podgorița. Da, e Muntenegru. De ce am ajuns la poartă? Practic e Arcul de Triunf cu 3 bolte. Și cred că astea de pe lângă sunt ceva muzee. Da, acolo e muzeul automobil sau ceva de genul. Mai e muzeul armatei pe aici, după Google Maps. Acest monument s-a ridicat în 1995 sau 1905? 1905. Îmi bate faza lungă azi. Și ca să terminăm cu statisticile pentru nerds, să știți că Bruxelles anul ăsta are ghinionul de a fi considerat cel mai periculos oraș din Uniunea Europeană, că vine vorba de jafuri. Ironic, nu? Barcelona a picat pe locul 2 la furturi de buzunar pentru că a fost luată de magnificul Bruxelles, iar stația principală de tren a acestui oraș, Bruxelles Midi, este considerată precum una din cele mai periculoase locații din întreaga frumoasă Uniune Europeană. Cât de ironic că locul unde se adună politicienii tuturor țărilor e și locul unde sunt cele mai multe furturi. Nu vi se pare că uneori viața e poetă, așa, e artă, bă, băiatule, artă. Pare mai mare, da, mult mai mare decât cel din Berlin. Hai, dar ce frig e, Doamne, îngheață pietrele, acum ar trebui să fie la lele pe stradă, trandafir, n-ar trebui să fie frigul ăsta, bă, băiatule, e frig de mor, mă. E mai frig decât Montreal în decembrie. Voi, băiatule, așa frig, mă, omule, mă. Prima gură de... cum e ce l-ai? Waffle. Gofre, mă, gofre. Primul gofre în Belgia. 4 euro. E bun, e gustos? E bun, dar nu-i văd nimic special față de altele pe care le-am mâncat oriunde. M-am luat de la linia asta din Duvian de aici. Dar ce foame mi-e. V-am zis că ieri am plătit în orașul ăsta pe un mic dejun 4,38 de euro. Dar credeți că Anglia e scumpă sau Londra veniți aici? Să știți că cafea e scump, costă 4,70 euro. Păi dacă ai părul necontrolat? Bagă și așa la sunt. Ce că-s prost, ca-n două mâini pe stânga să-mi bag. Ce, bă, mamă, ce soa, oprește camera că-s prost. Și cam așa arată străzile pe aici prin Bruxelles, în afară de partea din centru vechi, să zic așa, unde vom ajunge. Marea majoritate a străzilor sunt așa, clădirile astea de sticlă, ambasade, chestii guvernamentale, birouri.
etc. Foarte puțini oameni pe stradă, nu doar azi, ieri la fel, era Walking Dead ieri. Și cerul, așa? Noi asta am văzut de când am aici, de două zile. Și ne-a scris cineva. Nu știu dacă e adevărat, 100%, dar am putut observa și noi că Bruxelles ar fi primul oraș european cu acoperire de camere de supraveghere de 100%. Și că al doilea ar fi Londra cu 97%. Asta și-a dat seama ieri la Luca. Mi se pare că sunt foarte multe camere peste tot. N-ai zis, n-am văzut nicăieri atâtea camere de supraveghere. Am menționat și noi chestia asta pe Instagram și ne-a zis cineva că e singurul oraș cu 100% acoperire de camere video. Deci sunt multe jafuri, dar măcar vei ști cine te-a șefuit. Ia uitați ce avem aici chiar în unde e și parlamentul, acolo e parlamentul, acolo camerele și aici Alexei Navalny, The Democratic Opposition in Belarus, The Democratic Opposition in Venezuela, uigurii din China, da, interesant, Saudi blogger, jailed. Și nu puteai să vii aici, să nu vii. Să-ți faci o poză frumos cu steagul României fluturând la Parlamentul European. Dar până să ajungem la steagul nostru, noi cum am intrat mai târziu, suntem mai în spate acolo. Avem steagul Uniunii Europene, al albastru cu steluțe. Al treilea steag pe care de multe ori îl confundăm cu steagul nostru, doar că nu e albastru, e cu negru, e steagul Belgiei. Și primul e steagul Ucrainei, aici la Uniunea Europeană. Nu știam că e aici. Irlanda, Grecia, Spania, Franța. Păi la Irlanda ești că e a Indiei. Uite ce frumos flutură steagul României. Da, fain, foarte fain, foarte fain, foarte frumos. Hai să căutăm niște locuri unde să nu bată vântul atât de tare și să vă arăt cât de frumoase sunt casele astea și cât de înguste sunt, că e dubios. Mi se pare casele super înguste. Da? Ați fluturat, v-ați distrat? Ăla cuie. Ăla alb acolo. Ce e, Națiunile Unite? Sau ce e ăla? Al treilea. Croația, Italia? Și la ce? Nu știu ce. Ok. Te pup, România, să fluturi acolo până mai puțin. Ce se întâmplă aici? Ăștia protestează în copac? How are you? Good. What are you doing? Okay. In front. It's a highway. They want to continue between Castres and Toulouse. Ah, okay, I know. And I know. It's a disaster. They want to cut the forest, right? Yeah. Okay. They want to cut everything. And economically it's a disaster. Ecologically it's a disaster and sociably it's a disaster. So okay. Monday morning. Oh, 1 week almost. Yeah. Irak, merde, j'y vais, oh merde. À force de parler toujours Irak, et ben du coup je t'appelle Irak. You've been here for a week. Yeah, they've been sleeping in us. And we in maintenance. What the fuck? Bă, ce pasiune, oameni. Se vede acolo un hamac. Uite la acolo sus, până la altă. Bro! Întrebare pentru cei care trăiți aici. Bă, tot timpul bate vântul așa? Deci, bă, nu mai îmi simt capul, mă, ca să zici. Nu mai îmi simt capul, nu mai am poftă de trăit. Că ne-a bătut vântul ăsta. Deci zici că nici în Galicia, acolo, la marginea Atlanticului, nu m-a bătut vântul. Când m-a bătut într-o zi jumătate la Bruxelles. Am băgat și uite pe copilul ăla între floricele acolo. Uitați tot ce v-am zis la început despre de ce s-a ales Bruxelles. Gata. Altă teorie, s-a ales că aici flutură cel mai bine steagurile, să-mi bat picioare, că nu bate un vânt de nu mai suport. De-aia l-au ales. Alt loc în Europa unde să fluture steagurile non-stop ca aici, nu există. Gândiți-vă, mai bine mergeam la Londra. Vai de capul meu, viața mea. Bă, oriunde, mă, oriunde stai, după colț, în bloc, sub scară, sub bancă, în metrou, bate vântul, în metrou, îți dă-mi freză, așa asta. Ma. Intrare artistică aici, în galeriile astea. Tăia cu flexul aici, o ușiță. Mamă, ce frumos miroase aici. Oul. Și avem și un protest frumos aici. Palestina.
Palestina! Și se pare că am găsit și partea frumoasă a orașului. Ne apropiem în sfârșit, după, ne-a dus vântul până piața centrală, care e pe aici undeva. Nu piața centrală, piața mare. Grand Plus, că vorbesc, vorbesc flămândă din asta de rup. Și pe aici deja clădirile arată total diferit. Sunt foarte înguste, asta mă surprinde și știu că și n-am să dat asta așa. Casele sunt frumoase, drăguțe, dar atâta sunt. Atâta e o casă. Deci mă gândesc, totul se construiește în sus, nu se construiește așa. Dacă vrei să iei colțar, nu poți să iei colțar, ții fotoliul, pune peste altul. Dar e foarte frumos aici, uite și nu hotelul. Hotelul menține arhitectura asta clasică în cărămidă. Foarte fain, foarte fain, îmi place. Aici începe să-mi placă. Numai că mult gunoi, nu înțeleg. Și ieri la fel, era mult gunoi. Weekend nu se strânge gunoi. E foarte drăguț strada asta. Îți place, a? Este struntă, colorată, cu multe flori și clădiri interesante. Îngustă, 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 e îngustă. E ce am spus? E bine sus. E îngustă. Foarte fain. O picurat direct pe cameră. Aici unde nu plouă. Ce zici, doamnă? Îmi plac tare clădirile astea. Tare, 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 tare de tot. Lasă, maică, că nu-i trebuie flori, că i-am dat deja. Vezi, Raluca, tu nu vorbești limba care trebuie, mamă. I-am spus că nu-mi trebuie. Nu vorbești limba care trebuie. Nu m-am băgat în seama. Vedeți ce hotel frumos avem acolo? Hotel Mozart, arată foarte drăguț. Acolo în spate se vede catedrala, catedrala, cred că e. Și ori eu nu mai cunosc banii, ori am stat prea mult în Africa, deși am fost și în Spania și în Anglia. Mie mi se pare că aici prețurile sunt mai mari decât în Londra. Aici am văzut o porție de cartofi, 12,50€. O porție de cartofi într-un, cum se vede, cum vede o tante sămințe la noi, știi? În, din adezia. Mamă, dar au românește de rup. Ia, doamnă. Au românește într-un. 12,50€. Ieri Raluca a zis că ea vrea săraca în, cum să zic, în, inocența ei. V-a zis, eu trebuie să cumpăr ciocolată belgeană, să duc la ăla, la ăla, la ăla, la ăla. Am intrat în magazin. Cât era? 64? Da. 64 de grame de ciocolată, deci un... Era vreo 14€, ceva de genul. 13,95. 13,95? Da. Deci ori eu nu mai cunosc banii, ori... ori sunt prea sărac pentru locul ăsta. Mi se pare... extrem de scump totul, extrem. Benidorm, m-a zis ceva de Benidorm. Deci, mă, dacă nu, ăștia să-i mei toți spanioli, de spanioli sunt noi români. Imigrează peste tot, la baruri erau numai spanioli, la hotel la noi lucrează doar spanioli, la crâșme lucrează doar spanioli, sunt peste tot. Peste tot. Aici, frate, bine ați venit. Mersi, fain. Mă, asta e strada, asta e Grecia aici, să mă, dacă nu, e Mykonos, Atena, Sofroni, Santorini. Hai, suntem în Grecia, la frații noștri greci, care vorbesc și ei român. Pa, pa! Frumos! Uite, Hellas aici. Strada Greciei. E, uite ce frumos e aici, ai bine. Ai ceva aici, da? Parcă merită să te bată vântul aici. Parcă e din aur, tot ia, uite. Uite, dar ce frumos e, fiți atenți. Totul așa, aurim. Continuare, nu plouă în Bruxelles. Dacă vă vine să credeți, clădirea asta gotică care pare o catedrală e de fapt primăria orașului, frate. Deci mie mi-a picat fața. V-am zis că am venit super nepregătiți, dar noi nu trebuie să fim aici, trebuie să fim la Londra. Se numește, plus că pe hartă apare hotel de ville, ceva de genul, și m-am gândit că e un hotel care se numește așa, de fapt e primăria orașului, arată absolut incredibil. Raluca îi aduce aminte foarte mult de catedrala din Santiago. În spate, acum e muzeul ăsta, clădirea asta gotică de aici, este muzeul orașului. Da, e muzeul orașului, aici se ține muzeul cu tot, aici și ăla, cum îi zice, statuia aia care face pișul, originalul e aici. Acolo unde e statuia de aur sus de tot, acum e muzeul berii, pentru că aia a fost și înainte, adică acolo erau berarii. Și restul nu știu să le identific, însă nu-mi dau seama, vreau să înțeleg dacă... cei care aveți mai multe cunoștințe, care e faza cu aurul? Totul e făcut din piatră și din culoarea asta aurie, așa, acolo voi și statul scrie Divo Nicolau. În afară de clădirea asta de aici, care e muzeu, restul toate au, stați așa, toate au twist-ul ăsta, auriu, așa, vedeți? Trebuie șters. Ma, e groasă. Se strică camera acum, că vreau să vând.
Vedeți acolo Divo Nicolau și așa mai departe. De ce? Dar, dragi prieteni, cu siguranță ne aflăm în una din cele mai frumoase piețe ale lumii și cred că avem dreptul de a ne da cu părerea că am văzut multe, foarte multe, și în Europa și în alte locuri, și s-ar putea să fie una din cele mai frumoase pe care le-am văzut vreodată. Și e o surpriză extraordinară că nu știam. Superb. E super. Uite, acolo e Hard Rock Cafe. Noi avem o rezervare la 7:30, luăm cină acolo, chiar aici în piață. Ceea ce e bine. Nu știam nici măcar că ăla e aici. Nu este nici că ne-a lovit ceva cu parul în cap. Hai să ne ascundem de ploaie. Am aflat, nu. Sunt clădirile, sunt pe bresle, cum ar veni. Aia de care v-am spus eu, prima, se numește Le Renault, Vulpea, și e casa postăvarilor, casa negustorilor, și în vârf îl are pe Sfântul Nicolas. Cealaltă de lângă e casa breslei marinarilor, cealaltă, Lupoaica, e casa jurământului arcașilor, construită în 1690, iar pe Romulus și Remus acolo cu Vulpoaica. După aia avem Lesac, casa breslei tâmplarilor, și în colț e casa regelui Spaniei, care are pe fațadă pe Carol al II-lea, regele Spaniei, toate clădirile astea de aici. Toate astea le-am luat pe rând, așa, începând de la aia din colț, așa, și dacă ar fi să le iei pe toate, cred că mi-ar lua o săptămână întreagă să-mi dau seama care ce e, dar mi se pare foarte frumos că sunt pe bresle, așa, așezate. Nici știu care e mai frumoasă, probabil pe asta. Superbă piața, superbă. Hai să continuăm. Da, ceva wow. M-a spart. Am zis într-un comentariu pe Facebook chestia asta și m-a înjurat lumea, dar vreau să mă înjure lumea și pe YouTube. Că pe YouTube nu m-a înjurat. Deci sub nicio formă, limba pe care o vorbesc cu oamenii ăștia e o limbă reală. Ăștia fac sunete, conspiră și noi să credem că ei de fapt vorbesc o limbă, dar limba asta nu există. Deci ce vorbesc cu oamenii ăștia nu e o limbă reală, sunt doar sunete. Când trecem noi pe lângă ei, vrăjeală. Ei de fapt vorbesc engleză, sau spaniolă, sau italiană, sau portugheză, sau chineză. Asta nici cum ce vorbesc cu oamenii ăștia aici nu poate să fie o limbă reală și sunetele alea să fie cuvinte. Nu, n-are cum. Deci n-are cum. O, mai bine rău cum alea bucuria de la Chișinău, că era mai ieftină. 35 kg? Nu, mă! 8 kg, 6 kg iau. În fine, râsând waffle-urile și ciocolata la o parte, aici în Bruxelles sunt 3 atracții principale. 3 locuri de astea iconice de turiști. Primăria, Atomium, Atomul ăla, de acolo din parc, și al treilea trebuie să fie aici, unde e foarte multă lume care își face poze. Pardon și vouă, să vedeți, sigur o să vă încânte. Au patletei. Are peste 600 de outfituri această atracție turistică. Când vii, poți să-l prinzi într-un fel sau altul. Acum pare că e din País Vasco și ține cu Atletico Bilbao. Fiți atenți. Celebra statuie a copilului care face pișu aici, în Bruxelles. Și atrage o grămadă de oameni care vin să vadă cum un copil face pișu. Da. Ce e mai frumos? E plină de waffles. Miroase. Da, nu are o grămadă de legende, se spune că ar fi stins o bombă care era dedicată pieței, care trebuia să ajungă în piață și era stins-o și a salvat orașul și o grămadă de legende. Da, mie nu mi se pare... Da, am văzut și eu poza, e mai dubioasă. Nu mi se pare... Da, nu știu. Nu știu. Eu, dacă n-ar fi fost o atracție turistică, nu cred că aș fi venit niciodată să o văd. Și clădirile din jur arată foarte, foarte... Foarte fain. Dar vedeți cât de înguste sunt? Ce spuneam? Nu. M-ar prinde bine să mai miți la o cafea. S-ar prinde bine? M-ar prinde bine, să știi. Că nu o cafea din aia oarecare, unde îți dau cadou o bomboană, ciocolată. Una din aia de specialitate de la Flux. Iar ești ce? Sunt snobista cafelei. Snobista cafelei. Da. Și când mergem în București, să mă duci la manufactura să-mi beau cafea. Nu mai fă reclame, Moca, că ai făcut și la Dănuț în Moldova. Acolo e cafea bună, îmi pare rău. Cu atitudinea asta nu o să vedem niciodată Elveția. La Dănuț, mergem la Dănuț și luăm ciocolată mai ieftină. Ce bine era la bucurie. Am ales eu cafeneaua de specialitate de aici din Bruxelles. Și arată cam așa. Peste 200 de feluri de bere. Îți place cafeaua asta?
E prea trezită de cafea, de aia am ajuns aici. Ce îmi place mult aici, dar cred că așa se face și în UK sau în țările astea care au cultura berii, e că dacă nu știi ce să bei oricum, îți pune câte un pahar așa, câte o guriță în pahar, să le guști. E de gust IPA, de Delta IPA, Blumacher and... Să înceapă degustarea cafelei în Belgia. Ce? Vorbești franceză? Așa se numește barul sau restaurantul. M-a mers cafeaua asta, așa ceva, cea mai bună cafea din Belgia. Mi-am dat seama că aici, în Bruxelles, zi Bruxelles, cum îți vine ție în minte, nu-i nimic. Așa, aici în Belgia. Așa. Sunt foarte multe baruri sau restaurante în care pune self-service. Deci trebuie să te duci tu să ceri. Foarte multe. Băi, trebuie să speli vasele și ăla ești. Te-ai făcut ospătar. Vrei să te duc la sculptura aia cu fata care face pipi? Nu, am văzut destoi care fac pipi, din păcate, și prin zona gării pe acolo. Apune soare, pardon. Nu că nu tai la montaj, promit. Apune soarele ușor, ușor. Încă se vede primăria acolo. Apune lumina, că soare, da, e mult spus. Foarte bune berile pe care le-a dat nenică ăla. Aici o gură de metrou, se pare. Bă, și un frig. Deci nu se poate să fie atât de frig în inima Europei, în centrul Europei. Acum, acum trebuie să fie ghiucei pe stradă. E frig rău, deci nu se poate așa ceva. Și în România este puțin frig. Bă, în România sunt 20 de grade, aici sunt 5, ești nebun la cap, nu mai pot înclănțăne ciorapii. Mi-a spus sora mea că a fost frigoț zilele astea. Păi sora ta vine din Spania, unde în Spania e iarnă într-o joi, dar aici e frig de... Ce frumos! Îi lipsește tatuajul pe fund și pe căicuțe. Frumos! Să se filmeze, cuscus! Dragi prieteni, ne este foarte frig! Ne este foarte frig! Știu că acest vlog a fost pe nepregătite. Noi am venit aici pe nepregătite. Da. Am văzut cum arată puțin în Bruxelles, dar puțin, nu mare lucru. Vom pregăti valizele pentru că mâine, după 9 luni, venim în România, de un loc de care ne este foarte dor și în care avem foarte, foarte multă treabă. Atunci când mergi acasă o dată pe luni, ți se adună o gârlă de chestii. Se pare că partea asta a capitalei belgiene arată foarte, foarte drăguț, e foarte frumoasă, însă nu știu dacă aș reveni. Mi s-a stins și camera, deși camera a zis, băi, nu mai pot, mi-e frig. De obicei, camera se bateria camerei se consumă mai repede când nu, da, când iese frig. În fine, astea v-am spus, vă mulțumim din suflet de vizionare. Nu e ăsta vlogul la care să vii atunci când vrei să vezi ce poți să faci în Bruxelles. Sunt alte ghiduri mult mai complete. Asta a fost doar trecerea noastră scurtă în capitala Uniunii Europene, în drumul nostru către casă. Vă mulțumim din suflet, ne vedem data viitoare, probabil din România. Uite, opera drogurilor. Aici mă duc. Da, foarte fain, foarte fain, dar foarte frig. Tare frig. Îi luăm taxi înapoi acasă. E frig rău de tot. Așa ceva. A, și by the way, dacă vă interesează unde am stat noi, vreți să veniți la Bruxelles și căutați o cazare șmecheră, noi am stat la Aloft Schumann, se numește. Scumpicel, dar merită fiecare bănuț. Vă iubim. La revedere. Pa! Nu e reclamă absolut deloc, dar dacă intrați pe Get Your Guide și puneți Bruxelles, aveți o grămadă de experiențe care țin de... despre cafea, de oameni, despre ciocolată, despre... despre ciocolată, despre bere, despre o grămadă de vizite la muzee, aveți experiențe în astea 100% turistice, o grămadă. Numai că noi suntem în acel moment al vieții în care deja locurile foarte turistice sau experiențele turistice nu ne mai atrag atât de mult după atâția ani. Și cumva noi doar deambulăm, cred că așa se spune, deambular. Da, noi existăm prin diferite orașe ale lumii și mergem așa de nebuni. Pur și simplu preferăm să ne plimbăm noi pe străduțe și ce am văzut, am văzut. Dar dacă vreți, intrați acolo și aveți o grămadă de experiențe de făcut aici în Bruxelles. Uite, de exemplu, poți să vii la Mozart. Deci, more than just ribs. Nice!